Aș vrea să-i reamintesc și ascultătorului, care, telespectatorului care a telefonat, dar ca că ordin, zic ei, o comisie guvernamentală deformată din revoluționari de la Timișoara a strâns documente și probe pe care le-a înaintat la București și ele au ajuns la procuratură și din care reieșea limpede că generalul Stănculescu nu figura în jurnalele de operațiuni ca semnatar al unor ordine. Deci generalul Stănculescu la Timișoara a avut o prezență pasivă, ba chiar se internează în spital pentru a se sustrage ultimelor măsuri, este chemat la București și aici nuanțez ceea ce a spus Sergiu Nicolaescu. Scena cu piciorul în gips, el este chemat, deși avea piciorul în gips, deci încă o tentativă de a se eschiva. Nu se știa că are piciorul în gips. El a fost chemat de acasă, luat de acasă de o Dacie neagră la ora 10:30. Da, dar și-a pus piciorul în gips la spitalul militar la ora 5, ca la să prevină, să poată... Să evite. Să evite. N-a reușit, corect. Este chemat. Asta, și... asta e ceva eroic ce a făcut? Nu. În orice caz, este, pentru că este o încercare de a nu se implica într-o acțiune care displăcea conștiinței lui. Și el este chemat... schimb a convenit conștiinței lui asasinarea soților Ceaușescu, simulacru de proces pe care dumneavoastră l-ați montat acolo. Era un act revoluționar legitim. Deci generalul Stănculescu la ora 10 și ceva este chemat la CC-ul și Ceaușescu îi spune preiei comanda armatei. Deci din momentul ăla el era în locul defunctului Milea și nu generalul Gușă, șeful stat major, care în mod automat succeda la comandă. Deci Ceaușescu a preferat să-l numească pe alt secretar de stat adjunct al lui Milea. Pe baza căror merite? De ce oare? Pe baza propriei opțiuni și a încrederii. Din acest moment generalul Stănculescu joacă un rol decisiv în succesul revoluției. De ce? Odată, dă ordin de retragere, a trupelor în cazări, riscându-și viața, pentru că ordinul a dat din Comitetul Central alături de Ceaușescu, mijlocește și favorizează plecarea lui Ceaușescu cu helicopterul, evitând posibilitatea unei reprimări, pentru că atâta timp cât Ceaușescu comanda acolo, ne-am fi putut aștepta atunci să se dea cursul unor ordine. Deci, generalul Stănculescu în mod inspirat îl îndepărtează pe Ceaușescu din focarul acela care reprezintă viața CC-ului. În al doilea rând contribuie decisiv la organizarea procesului. Care ce la simulacru de proces? Nu-i spuneți proces. Eu numesc un proces defectuos. Domnul într-o domnul revoluție, Băiculescu. De-aia se face o revoluție ca să-l omor pe cel care vrei să-l omor. Problema este alta. Cum a murit Ceaușescu în acest proces? Dați-mi voie, este fapt procurător. Dați-mi voie. A murit în pușcă. Să continuăm, dacă mergem acum, desărim la Ceaușescu. La Ceaușescu. Vă ascult. Știți cum a murit Ceaușescu? Am fost la Târgoviște. Vă rog frumos, este o treabă fundamentală. Da, știe, să știe toată lumea cum am nu e adevărat. Am fost la Târgoviște și au venit oameni și mi-au spus că Ceaușescu nu a murit la stâlpul de execuție. Au tras într-un mort acolo. Este treaba asta. Este o legendă. Același lucru, este o legendă pe care același lucru l-au susținut și în Franța, un medic francez care a spus și a tras atenția că Ceaușescu avea paloarea cadavrerică pe față. Se știe că a fost un proces de câteva ore. După 10 ani, faceți-o dezbinirea. Exact. După 10 ani, nu acuzare în timp ce dar nu e esențial pentru ce discutăm. Cum este? Nu e, domnule, că acolo dacă l-au omorât înainte sau după. Domnule, procesul în sine a fost un lucru împotriva evidenței, domnule. Eu vreau să vă spun. Nu, au venit oameni la mine. Bun, și dacă au venit, înseamnă că asta e o probă? Sunteți ingineri, sunteți un om de formație exact. Explicați-mi atunci, de ce avea valoarea cadavrerică pe față și de ce din Elena Ceaușescu era din toate gloanțele astea cursese sânge sau domnule, dar ce semnificație are pentru discuția noastră? Păi are, laboratorul acela. Domnule, dar este o enigmă. Lăsați omul să-și spună punctul de vedere. Expertul acela francez la care vă referiți este laboratorul Carm din Bordeaux, care era un laborator privat și care au fugit în Spania pentru că au fost prinși cu niște extrocherii. Atunci, de ce caseta nu prinde acest moment fundamental al execuției? Că nu l-a filmat. Cum adică a înregistrat? Aici sunt oameni din tehnică. Înregistrează sunetul
și nu înregistrează imaginea? Nu. Cum? Pe cum puteți spune? Nu. Sunetul se aude, în pușcăturile se aude, imaginea nu se vede. Domnul, să nu se vadă. Pe casetă. Se văd ultimele gloanțe. Da, de unde? Cu atâta pasiune, o problemă care nu o cunoașteți. Vorbiți de Timișoara și vă crezi. Păi explicați-mi. Vă explic, dar nu acum. Domnul Fortuna, Sergiu a făcut un film care reconstituie execuția. Nu se poate. Dar dumneavoastră ați fost acolo și l-ați executat. Nu era, nu era. Nu mai era executat. Dar și un duc caseta. Când stabilești vinovăția cuiva, vorbește un om. Trebuie să pornești cu începutul. Generalul Stănculescu avea o funcție foarte importantă în statul român. Generalul Stănculescu, subordonat lui Coman, că asta este o realitate. Eu știu din procesul CPS, că doar am apărat acum. A plecat cu o echipă la Timișoara. De ce? Să reprime revoluția din Timișoara. Corect. Asta a fost misiunea lui. Corect. Acum, că în momentul când vrea să se afle adevărul, trebuie să se discute și de activitatea concretă a acestor oameni acolo, pentru ca să-i circumscriem vinovăția, asta este altă poveste. Asta nu se face. Adică nu se face procesul ăsta. Ce am spus eu, procesul ăsta, așa ar trebui să se facă. Domnule, cine au fost, domnule, trimiși acolo? Coman, cu tare, cu tare și cu tare. Ce-au făcut? Ce-au făcut fiecare? O analiză frumoasă și atunci, într-adevăr, teza revoluției, teza de a răspunde toți cei care au tras în populație, s-a rezolvat. Aveți mâine în zi. Dar nu se vrea să facă lucrul. Da, domnul Stănculescu, o clipă. Vreau să vă spun următorul lucru. Stănculescu, într-o discuție pe care a avut-o cu Dragomir de la Sibiu, l-a întrebat câți oameni au murit. Și ăsta i-a dat o cifră. Și nu ajunge, trebuie mai mulți. Sunt declarațiile oamenilor în legătură cu... Sperăm să se dezvolte procesul Sibiu. Dacă vorbeau la telefon... Sperăm să se dezvolte procesul Sibiu, să vedem... După 22... În afară de asta... Primul om care s-a sesizat că ăla e nebun a fost întâmplător Stănculescu. În afară de asta... Militar nebun. În afară cine e militar nebun? De la Sibiu. Așa. Bun. De ce trebuie să avea acum? Medical nebun. Și este adus de Stănculescu. Medical nebun. Este avansat în grad și adus la... Domn Dragomir de la Sibiu, trimis în judecată până acum. De ce a trebuit abia după 10 ani? Nu numai asta, domnul. Ați fost în Parlament, ați cerut chestiile astea. De ce n-ați cerut dumneavoastră? Dumneavoastră ai cidicat, de-a mea ce spune Dragomir. Eu spun că este un ucigaș. Și că e nebun medical. Nu numai asta, dar de ce a fost protejat? Eu n-am avut și nu s-a Păi ați fost senator? A fost adus la București, avansat în grad, făcut locotenent colonel și protejat de generalul Stănculescu. În legătură cu generalul Gușe, eu am primit o scrisoare de la dumneavoastră, de la revoluționarii din Timișoara, în care îl acuzați pe generalul Gușe că și el a făcut represiune. Între timp murise. Ați avut dreptate? Am acuzat înainte de a muri și înainte de a muri. Eu am primit-o după ce am murit. Eu am primit-o după ce am murit scrisoarea. O am pe undeva, o să mă uit la dată, nu am la mine acum. Dar el avea și calitatea. Eu v-am spus următorul lucru, că într-adevăr știu că generalul Gușe a făcut acest lucru, dar că generalul Gușe are și un merit. Că datorită generalului Gușe, n-am avut trupele sovietice. Ce dovadă aveți? Poftim? Ce dovadă aveți? Cum ce doamne? Că s-a luat domnul intrau în România. Domnul Sandulescu, deci faptul că generalul Gușe a fost tratat. Luați declarațiile lui Șevardnadze, nu a fost niciodată vorba să vină.